Salutare din nou. Pentru cum vom vedea rezolvarea exercițiului, unde avem de creat de data aceasta un meniu pe orizontală, cu culoarea textului să fie tot albă, dar background-ul să fie negru și la acțiunea de hover să fie gri. Bun, ce am făcut? HTML-ul am lăsat identic, deoarece la același meniu vreau să las să-l centrați pe orizontalea data aceasta. Deci vedeți, am aici fișierul meu de HTML care e identic cu ceea ce aveți și voi în exercițiul pe care l-am făcut mai devreme și CSS-ul meu care este gol. Și dacă deschidem pagina HTML, vedem aici că avem meniul fără niciun pic de stil. Bun, haideți să vedem și cum putem stiliza acest meniu. Mergem în partea de CSS și vom lua din nou UL, vom pune aici ce am pus și mai devreme, dar vom mai adăuga și ceva în plus. Pe data aceasta vreau să fac display-ul să fie inline, deoarece vreau să fie pe aceeași linie. Culoarea identică, background color aici vom pune black, se schimbă, text align vom avea center, ok. Și pentru efectul de hover sau efectul de activ vom avea background color grey. Ok, salvăm, refreshuim și vedem aici meniul nostru. Când ne plimbăm se face gri și e pe negru. Acesta este meniul nostru minunat pe orizontală.